cele mai spectaculoase ouă de paș vopsite cu șervețelul, cea mai simplă metodă. De-a lungul timpului am vopsit ouă cu frunze, cu dantelă, mătase sau ceară. Toate au fost foarte frumoase, dar cele mai spectaculoase și cel mai ușor de realizat sunt ouăle vopsite în șervețel. Pentru asta ne trebuie doar ouă, câteva șervețele frumoase și un albuș de ou. Spălăm ouăle și le fierbem cu o lingură de sare și puțin oțet, 5 minute pentru oul moale și 8 minute pentru cel tare. Desfacem șervețelele, reținând doar stratul colorat de deasupra și le tăiem decupând porțiunile cu care vom orna ouăle. Ungem oul cu albuș. Putem face această operațiune cu pensula sau chiar cu mâna. Lipim deasupra șervețelul decupat, apoi mai dăm cu albuș de la mijlocul șervețelului spre margini până când se lipește bine. Într-o oră sunt deja uscate. Apoi ungem oul cu ulei sau albuș pentru luciu. Uitați ce ouă de sărbătoare am făcut, cât de repede și cât de ușor, fără vopsea, frunze sau ceară, și cât de frumoase sunt. Sărbători fericite!